mulți ani, dragi telespectatori, bine v-am regăsit în 2017. Este prima emisiune de acest an și am bucuria și onoarea să o am alături de mine pe îndrăgita doamnă Mariana Culda. Bine ați venit, doamnă dragă! Bine v-am găsit, la mulți ani, bucurii, sănătate tuturor telespectatorilor noștri, tuturor prietenilor dragi, colegilor noștri de cântec și ție, Rodica. Mulțumesc frumos! Sănătate și la multe emisiuni din astea frumoase, că avem nevoie. Doamne ajută, așa să fie! Cum a fost 2016 pentru dumneavoastră, doamna Mariana? Ați avut un an bun? A fost un an bun. De ce îl mâniem pe Dumnezeu? A fost un an foarte bun, plin cu evenimente, bun pe plan profesional. Sufletește vorbind și în plan privat, nu a fost bun, pentru că am pierdut-o pe mama. Dumnezeu să o odihnească. Să o odihnească, da. Și mama nu pierdea absolut nicio emisie pe unde eram eu și era tare bucuroasă și tare mândră, dar în sfârșit să nu ne supărăm, 2016 a fost și cu bune și cu rele. Dar le trecem pe toate, știți că în viață mai trebuie să mai trecem și prin greu, este inevitabil. Doamne ajută, știu că e sus și mă apără și în continuare este lângă mine și mă urmărește. Dar să sperăm că una peste alta bilanțul a fost bun. Eu sunt mulțumită de ceea ce mi s-a întâmplat în 2016. Doamna Mariana, noi vă cunoaștem foarte bine. Sunteți tare îndrăgită și apreciată de către cei care iubesc muzica. Mulțumesc. Dar aș vrea să ne povestiți în câteva cuvinte despre cariera dumneavoastră. Ce înseamnă muzica pentru dumneavoastră? Cum ați reușit să ajungeți aici unde sunteți? Cât de greu v-a fost? Păi, a fost și greu și ușor, pentru că eu am cântat dintotdeauna. Eu am cântat de foarte, foarte micuță. Vin dintr-o familie unde nu exista tradiție a cântatului. Într-o și familie, cum ați ales să faceți muzică? Pur și simplu cântam. Cântam cu doza de la spray-ul mamei în oglindă. A, și eu făceam asta când eram mică. Și cred că multe dintre colegii făceau lucrul ăsta. Pe urmă m-am făcut mai mare, am început să merg la școală, eram între ghilimele vedeta școlii, mă trimiteau la toate concursurile, serbări, case de cultură și așa mai departe. Pe urmă a trebuit să plec la București, la Liceul de Muzică George Enescu, secția Canto Popular. Acolo mi-am terminat liceul cu examenele aferente, că erau examene peste examene, trepte și așa mai departe. Și am stat 9 ani de zile acolo, am făcut muzică toată viața mea. Eu n-am avut copilărie pentru că de dimineață și până la prânz făceam specialitate, iar de la 12-1 mergeam la cursurile generale. Trebuia să facem și matematică și română, seara picai rupt. Dacă vă aduceți aminte, noi nu aveam liber decât duminica. Restul se făcea școală, da. Și deci a fost ușor pentru că acolo am întâlnit copiii din toată țara care erau la liceu de muzică. Ne-am împrietenit, am rămas prieteni și salut și pup și iubesc pe toți. Am rămas prieteni pentru tot restul vieții. Suntem ca frații, ca surorile. Toți sunt plecați fie în toată lumea, în tot globul pământesc răspândiți, dar slavă Domnului Facebook-ului, grație Facebook-ului, vorbim și ținem legătura. Pe urmă am venit înapoi la Constanța. Acasă. Mama începuse cu probleme de boală, de sănătate. I-am chinuit pentru că ei cheltuiau foarte mulți bani cu mine și pe urmă a venit și fratele meu în București la liceu de muzică. Era un efort mare financiar și atunci am hotărât să vin acasă la Constanța, pentru că eu sunt născută, crescută în Medgidia, județul Constanța. Am venit în Constanța pe ansamblul maestrului Dumnezeu să-l ierte, Gheorghe Parnica. Să-l odihnească, s-a dus de curând, da, o mare pierdere pentru noi toți. Era singurul ansamblu, se numea Brâulețu pe vremea aceea, de renume mondial, pentru că făceau foarte, foarte multe spectacole afară, turnee și așa mai departe. Cunoscuți, apreciați în toată apreciați, lumea, nu sigur, numai pe litoral la noi. Categoric, în toată lumea. Și am devenit membra ansamblului Brâulețu. Dar pentru mine a fost un șoc, pentru că în toată perioada asta de liceu m-a cooptat prima scenă a țării, Rapsodia Română. Am avut norocul și fericirea să am îndrumători foarte buni. Am cântat sub bagheta maestrului Ionel Budișteanu, maestru Paraschiv Oprea, Traian Târcolea,
l-am prins și pe Radu Voinescu, un titan al dirijorilor. Pe urmă cu maestrul Ion Albeșteanu, asta a fost la Teatrul Ion Vasilescu București. Acolo făceam și un gen de operetă, e prea mult spus. Pamfletam. Și vorbeam despre grajduri, despre Leana care s-a dus cu vaca, mai și cântam, mai și invitam lume din satiră, sală. Satiră, umor. Exact, satiră, umor. Da, asta am făcut-o, am fost angajată lor vreun an și 8 luni până în momentul când am venit la Constanța, nu se mai putea, efortul de bani era foarte mare. Eram plecată de acasă, era greu, chirii. Da, dar a fost un ajutor pentru dumneavoastră, din punct de vedere profesional, a ajutat foarte mult experiența aceasta pe care ați avut-o la București. Mi-a marcat viața și toată viața mea a fost marcată și am avut de unde învăța, de la cei mai buni. Ați fost o norocoasă, ați fost o răsfățată, doamna Mariana, în viață, am așa, putea spune? Așa îmi place să cred, dar știți, o să fiu puțin mai rea. Pentru că cine mă cunoaște știe că eu sunt mai rea, așa? Sunteți directă, nu sunteți sunt rea, directă. Sunteți sinceră. Am fost o norocoasă, dar știți ce se întâmplă? Erau alte vremuri, altă epocă. Vin din alte, din altă vreme unde oamenii aveau mai mult respect. Unde oamenii făceau într-adevăr muzică. Unde erau 4 țimbaliști pe scenă, 20 de viori, contrabasiști, suflători, pachet, dirijorii cei mai buni, chiar se muncea cu seriozitate. Eu asta școală am făcut. Ați prins anii buni în muzică dumneavoastră, exact. De-aia zic că exact. Sunteți practic o norocoasă. Da, norocoasă pentru că m-am născut în vremurile acelea. Nu pot să mă mai numesc norocoasă acum pentru că mă doare sufletul de ceea ce se întâmplă în folclor românesc în ziua de azi. De asta m-am și retras, în sensul că mă mai duc la evenimente, eu cânt publicului cu drag, dar îmi place să fiu puțin mai retrasă pentru că nu mă mai regăsesc în ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Acum cântăm cu orgile, acum cântăm cu toate instrumentele și viori și acordeoane și așa mai departe, instrumente reci, care toate sunt acum electrizate și electrocutate și... Vă dați seama, nu se mai numește folclor autentic, vorbesc. Este ok, ne facem folclor. Treaba, cântăm, sigur că da, cântăm, nu se poate altfel. Asta e, trebuie să mergem în pas cu ce ne rezervă viața. Dar eu am prins alte vremuri unde se cânta altfel. Și numai o măsură, dacă o greșeai, se oprea absolut tot ansamblul și se repeta acolo unde s-a greșit, până când a doua oară nu mai făceai greșeala aia. Totul se cânta live. Absolut live. Eu nici în momentul de față nu pot să spun că aș putea să mă descurc chiar pe negative, cântând live, da, vocea live. Pe negative n-aș putea să mă descurc pentru că nu știu cum e. Până când nu cânți live omului lângă el cu microfonul și cu orchestră în spate, nu pot să spui că ai cântat. Să mă ierte colegii mei, foarte bine că ei cântă cu negative, niciun fel de problemă, dar eu nu pot. Eu vin în altă eră. Recunosc, sunt Tutankhamon. Simțiți muzica altfel și într-adevăr senzația este cu totul alta atunci când îi cânți omului live, când improvizezi, când interacționezi cu publicul. Este altceva decât banda care cântă acolo și noi doar dăm din gură. Știi cum e, Rodica? Omul simte tot. Tu trebuie să-i transmiți omului din sufletul tău să ajungă la sufletul lui. Până ajunge ca omul să te aplaude, este cale lungă. Și aici nu vorbim de bani. Nu totul se rezumă la bani. Să știți că eu nu percep comisioane, eu nu percep bani, nu percep absolut nimic. Colegilor mei de breaslă, tuturor v-am cântat, dragii mei, la diverse evenimente în familiile voastre și nu am cerut și nu voi cere în viața mea 5 bănuți colegilor mei și prietenilor mei. Ceilalți, sigur că da, suntem oameni și ne înțelegem, dar nu se rezumă totul la bani. Și dacă vin pe un anumit preț sau fără nici 5 bani, eu trebuie să cânt la fel din sufletul meu să simțiți ceea ce vreau să vă transmit dumneavoastră. Asta este cel mai important. Nu ai chestiile astea, n-ai sarea și piperul. Perfect, este o plăcere să vorbesc cu dumneavoastră, aveți o experiență extraordinară. Da, dar... la capitolul ăsta mă laud, că am experiență. Nu, stați foarte bine. Dar aș vrea să vă și ascultăm cântând și după aceea o să mai povestim despre experiența. Cu cea mai mare plăcere din tot sufletul meu. Sigur.
fericele cine poate să țină pasul cu toate. Să fie la muncă bun și la mândruțe jupân. Eu le-am făcut pe amândouă și-am muncit lume cât nouă. Dar nu m-am lăsat privonit și cât 10 am iubit. Omul bun știe să ducă și la iubit și la muncă. Că nu e cu modă, domnul, e și cum și-o face omul. Omul bun știe să ducă și la iubit și la muncă. Că nu e cu modă, domnul, e și cum și-o face omul. În viață, să țin mândruțele în brață. Ca pe florile miroseam și cu mult foc le iubeam. Noaptea le iubeam cu dor și ziua munceam cu spor. Am fost al dracu de mic și nu mi-a scăpat nimic. Omul bun știe să ducă și la iubit și la muncă. Că nu e cu modă, e și cum și-o face omul. Omul bun știe să ducă și la iubit și la muncă. Că nu e cu modă, domnul, e și cum și-o face omul. Și n-am fost cheltuitor. Pe mândre n-am cheltuit, fără plată le-am iubit. Dacă spun la cineva, nu mă crede nimenea. Câte mândre am iubite și câte zile muncite. Omul bun știe să ducă și la iubit și la muncă. Că nu e cu modă, domnul, e și cum și-o face omul. Omul bun știe să ducă și la iubit și la muncă. Că nu e cu modă, domnul, e și cum și-o face omul. Mulțumim, doamna Mariana Culda, o melodie de viață, inspirată din viață. O melodie veselă care sunt convinsă că prinde tare bine la evenimente, nu-i așa? Sigur că da, dar e bine știut, românul dansează de rupe pământul, românul se distrează. Așa cum o să ne distrăm și noi marți. Chiar vroiam să atingem subiectul acesta. Ne distrăm, sigur că da, păi ne-a venit și nouă rândul să ne distrăm. După atâta muncă? Sigur, un an de zile, dar să știți că revelioane s-au făcut, revelionul muzicanților, despre asta vorbim, pe 17, adică marți, la Eforie Nord, la Grand. Ne strângem colegi de cântec, ne strângem colegi de scenă, ca să ne vedem, ca să ne bucurăm unii de alții, ca să ciocnim un pahar. Simțim nevoia asta, pentru că, vezi, noi distrăm toată lumea în cursul anului. Trebuie să fim atenți, trebuie să fim profesioniști, să fim atenți ca oamenii să simtă extraordinar, să le iasă evenimentul bine, să... E un stres și ăsta, pentru că îți dai tot sufletul să iasă omului evenimentul ok, da? Și noi nu ne distrăm. Cartea de vizita noastră, da, practic. Noi acolo mergem să muncim, normal. Și ne bucurăm pentru fiecare, să fie mulțumit, să fie, să danseze oamenii, să se simtă bine, sigur că da. De data asta ne-a venit rândul și nouă să ne întâlnim. Și trebuie să vă mulțumim pentru inițiativa pe care ați avut-o de a aduna, de a ne aduna la acest eveniment. Am făcut-o cu drag și am mizat pe o singură carte, aceea că mă cunosc absolut toți colegii mei, știu cine sunt, am colaborat, am cântat cu absolut toți și atunci eu am fost liantul între voi toți,
n-am făcut decât să dau un telefon, la fiecare să le dau câte un telefon, să-i întreb, doriți, vreți, facem ceva, toți au răspuns extraordinar și atunci a ieșit petrecerea asta. Abia așteptăm petrecerea aceasta. Doamne ajută să fie timpul bun, că în rest petrecerea o să fie extraordinară, asta știu din start. Ajungem noi pe jos cu Sania, cu da, calul, cu da, câinele, cu ceva, ajungem. Și o să fie frumos, Rodica, pentru că noi fiind în branșa asta, o să cântăm fiecare, o să cântăm pe rând, o să ne, cum să spun, o să fie ceva extraordinar, un regal, dacă vrei, pentru că toți fiind profesioniști, nu are cum să nu iasă un spectacol de zile mari. Cred că ne apucă dimineața acolo. Oho, dacă nu ne dă cârciumarul afară, cred că ne apucă și 8 și 9. Vedem. Dacă o să-i placă, nu o să ne dea afară. Nu, că este domnul Romică de la Grant, este un om extraordinar. Iubește muzicanții și a dat tot sufletul pentru petrecerea noastră ca să fie bine. Că tot vorbeam de acest eveniment de petrecerea, da, de Revelionul Artiștilor, vom fi foarte mulți acolo, nu? Da, în jur de 105, 6, 7. Din zona de aici, de la noi, din Constanța și împrejurii. Vin și de la Slobozia, vin colegi, cum ar fi colegii noștri care au filmat și la care tine. Au fost la noi, da, Cornel. Da, pentru sărbătorile de iarnă, Cornel Oprea, o să vină trupa Orfeus de la Călărași. O să vină, am înțeles, prieteni din București care au dat telefon și și-au exprimat dorința că vor și să fie printre noi. Nu mai spun ai noștri din rază, cum până Năvodari, Medcidia de la mine, ne-am adunat cu toții. Vor să vină și de la Fetești vor veni, sigur că da. Mai o să timpul, fie un eveniment frumos. Timpul să țină cu noi, da. Timpul, o să țină, că dacă nu ajungem noi cumva, găsim o variantă. Cu Sania. Și tot ajungem. Doamna Mariana, aveți un regret în ceea ce privește cariera profesională? Ceva ce n-ați reușit să faceți până la această vârstă și v-ați fi dorit să faceți? Regrete prea mari nu am. Oriunde aș fi fost, cântam oamenilor. Am fost și plecată, am cântat evenimente afară, românilor, bineînțeles. Am fost primită peste tot cu brațele deschise, pot să spun, dar aș avea așa un mic regret. Regretul că la noi în Constanța nu mai există folclor, nu mai există ansamblu de folclor profesionist, nu mai există, cum să spun, colegi sunt, uitați, mă doare sufletul și am regretul, într-adevăr, bine că mi-ai pus întrebarea asta, Rodica, pentru faptul că atât de buni instrumentiști, atât de profesioniști și atât de multe sunt de învățat de la ei și nu au un ansamblu unde pot cânta. Atât de multe pot fi făcute, la nivel de Constanța vorbesc, atât de multe pot fi făcute, păcat, păcat că se vor duce și ne vom duce ușor, ușor cu toții și se va pierde folclorul autentic, se va pierde folclorul în sine, pentru că cine îl mai cântă în ziua de astăzi? Îmi place să cred că nu se va pierde și îmi place să cred că sunt iubitor de folclor și poate, nu știu, dă Dumnezeu să facem ceva să ne întoarcem la tot ce a însemnat folclorul. Pe o parte sunt bucuroasă pentru că am avut evenimente chiar și aici la Rustic, unde noi filmăm în momentul mulțumim ăsta. Mulțumim frumos, domnule Dan, că ne primește, da, și anul acesta aici să îi filmăm. Mulțumim, da. Dan este un om deosebit și este. El ne suportă. Nu, ne și suportă, dar Dan e din branșă, pentru că și el a făcut parte din trupa Alfa și știe. Știe că avem nevoie de spațiu, avem nevoie de sprijin, de așa. Regretul meu este că nu există un ansamblu folcloric, regretul meu este că nu se implică nimeni nici până la ora asta pentru lucrul ăsta, regretul meu este că totdeauna nu s-au găsit bani pentru folcloriști, regretul meu este că de la cel mai bun ansamblu la nivel de internațional, cum a fost Brâulețul, cum vorbeam mai devreme, s-a ajuns să existe folclor pe Constanța și ansamblu pe Constanța zero. Poate de Dumnezeu și se întâmplă o minune. Nu există așa ceva. Dă-mi voie să mă enervez, pentru că dacă am văzut ansambluri la moldoveni, în toate cătunele și satele, ansambluri serioase cu obiceiuri.
Am văzut la nivel de țară, peste tot și la Bănățeni, de, nu mai vorbim de Olteni. Și Bucureștiul au. Bucureștii au ansambluri. Dar la noi, la Constanța, unde 3 luni de zile, 4 luni de zile pe vară vin din toate colțurile oameni străini pentru litoralul românesc, domnule, dă-le domnule folclor, dă-le domnule folclorul dobrogean, că și așa e sărac. Dă-le străinilor, ei vin pentru asta străinii, să mănânce un pește și să vadă tradițiile și obiceiurile noastre. Și cea mai frumoasă muzică folclorică, unde există, dacă Dumnezeu să merte, România? Noi avem cel mai frumos folclor, cele mai frumoase fete, dansurile variate, costumele variate. Păcat. V-ați supărat, am văzut. Și aveți dreptate, într-adevăr, da. Sunt de acord cu dumneavoastră. Eu mă mai supăr pe chestia asta. Da, dar haideți să ne întoarcem la muzică. Da. Să ne bucurați iară. Da. Ne-ați mai pregătit încă două melodii, un colaj, da? Da, sigur. Sârbă de data asta. Doamnelor și domnilor, îndrăgita Mariana Culda. Peste tot și de ei mă doare în cot. Ce n-ar face, ce n-ar da să trăiască viața mea. Eu am dușman peste tot și de ei mă doare în cot. Ce n-ar face, ce n-ar da să trăiască viața mea. Dar nu dau nume să știu ei care sunt dușmanii mei. Nu le dau nici, nu le iau, nici la masă nu le stau. Dar nu dau nume să știu ei care sunt dușmanii mei. Nu le dau, nici nu le iau, nici la masă nu le stau. Au, au și iarău. Au, au și iarău. Să fiți de dușmanii, că nu dau pe voi doi bani. La ce să vă îmbogățesc cu doi bani să vă plătesc? Fireați să fiți de dușmanii, că nu dau pe voi doi bani. La ce să vă îmbogățesc cu doi bani să vă plătesc? Nu dau nume să știu ei care sunt dușmanii mei. Nu le dau, nici nu le iau, nici la masă nu le stau. Dar nu dau nume să știu ei care sunt dușmanii mei. Nu le dau, nici nu le iau, nici la masă nu le stau. Au, au și iarău. Au, au și iarău. Inima pe dușman de viața mea. Când văd ce viață trăiesc, la față se-ngălbenesc. Înțeapă inima pe dușman de viața mea. Când văd ce viață trăiesc, la față se-ngălbenesc. Dar nu dau nume să știu ei care sunt dușmanii mei. Nu le dau, nici nu le iau, nici la masă nu le stau. Dar nu dau nume să știu ei care sunt dușmanii mei. Nu le dau, nici nu le iau, nici la masă nu le stau. Au, au și iarău. Alău, 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 alău și iarău. Au, au și iarău. Au, au și iarău. Dar pentru gura ta, Mărie, pântui un capăt de vie. Pentru ei ca mura neagră îndădui averea întreagă. Pentru gura ta, Mărie, vântui un capăt de vie. Pentru ei ca mura neagră îndădui averea întreagă. Ai clic, clic și iar lic, plec cu Maria la târg. Să iau fustă și batic și să mă apuc de iubit. Ai clic, clic și iar lic,
umple cu Maria la târg. Să iau pustă și batica și să mă apuc de iubit. Îmi spuse că nu se poate să se iubească cu mine, că e rușine de lume. După ce-i luai de toate, îmi spuse că nu se poate să se iubească cu mine, că e rușine de lume. Ai clic, clic și iară lic, plec cu Maria la târg. Să iau pustă și batic și să mă apuc de iubit. Ai clic, clic și iară lic, plec cu Maria la târg. Să iau pustă și batic și să mă apuc de iubit. Rămână sur și mut, că-mi vându-i boii și via și măminții și Maria. Cine s-o mai duce la târg? Să rămână sur și mut, că-mi vându-i boii și via și măminții și Maria. Ai clic, clic și iară lic, plec cu Maria la târg. Să iau pustă și batic și să mă apuc de iubit. Ai clic, clic și iară lic, plec cu Maria la târg. Să iau pustă și batic și să mă apuc de iubit. Am revenit, doamnelor și domnilor, o am în continuare alături de mine pe doamna Mariana Culda. Doamna Mariana, să discutăm puțin despre melodiile dumneavoastră. Cum vi le alegeți, cum vi le creați, ce vă inspiră, cum alegeți repertoriul? Eu am cântat foarte mult Maria Ciobanu. Este femeia care mi-a schimbat total viața, mi-a marcat viața. Eu am colaborat foarte mult timp de copilă fiind, am cântat cu doamna Maria Ciobanu pe scene, în spectacole, la evenimente și cântam de repertoriul Mariei Ciobanu absolut tot. Sigur, acum știți cum e, nu poți cânta numai Lie, Lie, Ciocârlie, mai trebuie și la o petrecere să cântăm și de pahar. Și de inima albastră. Și de inima albastră. Eu am cântat piesele care m-au făcut, mi-au ajuns la suflet, m-au făcut să mă emoționez. Am și piese. Uitați, sârba care am cântat-o mai devreme, Eu am dușman peste tot și de ei mă doare în cot. Dumneavoastră nu aveți dușman, toată lumea nu am dușman, dar așa vine vorba. Eu vorbesc de cei care ne ascultă, că nu există, hai să fim serioși. Avem erotica. Și dușmani, așa e. Să nu avem așa câte cineva agățat așa de coadă. Dar text, ne doare în cot de ei. Da, declar. Așa. Din textul ăsta l-am de la colegul nostru Florin Negrilă, zis Speedy. El a făcut textul ăsta. Și eu l-am auzit la Speedy, mi-a plăcut foarte mult, i-am dat telefon și i-am spus: băi Speedy, eu vreau să iau text, am înnebunit după textul ăsta al tău. Sora mea e al cu dragă inimă, cântă-l, niciun fel de problemă, dar textul lui, el l-a făcut. Pe urmă, am și eu câteva texte de ale mele, dar știi cum e, publicul, mai ales la un pahar, la un chef, la un eveniment, îți cere lumea. Deci degeaba ți alegi tu niște piese. Eu cânt numai folclor autentic. Dacă ar fi după mine, aș cânta numai folclor autentic. Dar vine omul și îți cere: doamnă, vreau și pe aia, vreau și pe aia. Atunci automat trebuie să ai repertoriu și să le înveți pentru public, nu cânt pentru mine. Niciodată n-am fost mulțumită de mine. Totdeauna am considerat că este loc de și mai bine. Se putea și mai bine. Dar publicul e cel care, știi, el te ridică, el te coboară. Dar degeaba ai cântat 100 de piese, dacă una singură care a vrut-o cineva nu i-ai cântat-o, nu mi-ai cântat nimic. Ce trebuia. Exact. Și atunci trebuie să împăcăm și capra și varza. Dar de suflet, eu, în sufletul meu este folclorul nostru autentic. Autentic gen Maria Lătărețu. Nu vorbim de Maria Ciobanu, care am spus că mi-a schimbat toată viața, Ioana Radu,
Avem titani. Cânt și din repertoriul Ilenei Sărăroiu. Nu știu câți mai știu de existența Mariei Lătărețu, Maria Tănase, care este regina. A fost și va rămâne. Și va rămâne, eu așa zic, pentru folcloriști. Pentru folcloriști. Ce aș vrea eu să vă întreb, că tot vorbeam de titan, despre Maria Tănase, Maria Lătărețu. În ziua de azi sunt și tineri care cântă folclor. Da. Dumneavoastră, având în vedere că aveți experiență foarte mare în domeniu, ce sfat le-ați da tinerilor care sunt la început de drum, care vor să cânte muzică populară, care vor să cânte folclor? Un sfat, un îndemn, o povață? Îi încurajați pe tinerii din toată din domeniu? Inima. Din tot ce am și ajutat, foarte mulți. Acum, la momentul ăsta, este lângă mine o fată de la mie din Mercedia, o cheamă Irina Dima. O salută, Irina, să te faci bine. Te pupăm, trebuia Irina. Să fie lângă noi, dar s-a îmbolnăvit. Da. Irina este un copil bun. Sfatul meu către celelalte fete, băieți, care doresc să meargă pe drumul ăsta al folclorului, este să aibă bunul simț în primul rând, să îmbrace costumul popular autentic și ea românească în momentul când se prezintă în fața publicului, să aibă răbdare și să asculte ce trebuie, să asculte folclorul autentic. Irina este una dintre puținele care au rezistat, ea cântă de 10 ani și tot spune că nu a asimilat și tot spune că este loc de mai bine. Irina este chiar un copil bun care știe ce să facă, lasă capul plecat atunci când trebuie, nu ne încălțăm cu tocuri de alea așa lungi și cu tălpi din alea așa și cu foarte, foarte mare decolteu pentru că nu este nevoie și să avem și emoții că ne împiedicăm de firele de la cameraman și cădem pe jos. Nu, opincile dacă se poate sau pantof negru decent. Asta trebuie să știe un solist de muzică populară. Asta dacă are și vocea la el. Asta este o altă problemă. Eu am spus din punct de vedere al faptului că trebuie să te prezinți cumva în fața publicului. Când nu ne ajută vocea, ne ajutăm de altceva, de niște tocuri, de niște decolteuri. Chiar am fost răutăcioasă de emisiunea Nu răutăcioasă, eu am vrut să fiu mai puțin răutăcioasă, dar nu mi-a ieșit. Vreau să spun un singur lucru. Tocurile există pentru totdeauna. Lansați-vă și cântați cu ei pe voi și cu pincile în picioare dacă bunul Dumnezeu va da har. Dacă nu știți că aveți har, lăsați oamenii din jur să vă spună. Dacă îți spune unul, te îndoiești. Dacă îți spun doi, parcă ai mai crede, dar când vin 3, 4, 10 persoane, 20 și spun extraordinar de frumos cânți, atunci să crezi. Și cum a ieșit YouTube-ul acum mai nou, pe vremuri noi ascultam plăcile de vinil. Puneți mâna pe YouTube-ul ăsta și ascultați muzică populară veche, titanii folclorului românesc. Alții nu mai există, ei sunt unicat pe glob. Dacă n-ați știut, vă spun eu. Nu se mai nasc. Oricât am cântat noi Ilie Ciocârlie și oricât ne-am tăvălit pe jos, nu o să fim niciodată la nivelul Mariei Tănase și a Mariei Lătărețu și al Mariei Ciobanu. Și mulți alții care, Lucreția Ciobanu, sunt mulți, foarte mulți, Ileana Sărăroiu, nu-i mai avem printre noi, dar nu egalează și după moarte ei sunt titanii noștri. Ascultați asta, cei care vreți să faceți folclor de adevăratele. Și harul de la Dumnezeu este pus acolo ca vrut bunul Dumnezeu. Nu mulți fac lucrul ăsta. Dumnezeu îl dă cui trebuie. Și niciodată să nu spuneți sunt cel mai bun când nenorocirea de pe lume. Nu este adevărat. Eu după 37 de ani de scenă, și credeți-mă că am cântat și când se lua curentul, pot să spun în felul următor, niciodată să nu fii mulțumit, n-am fost și nu sunt mulțumită de mine, se poate și mai mult. Nu spun acum că sunt cea mai nenorocire voce după glob, nu este adevărat. Este vorba că trebuie să faci ceea ce trebuie și este vorba că trebuie să simți publicul. Dacă publicului îi place, ție să nu-ți placă niciodată de tine. Fă și mai mult performanță și repet, cine are har de la Dumnezeu să o spună cei din jur, nu tu însuți, pentru că n-ai cum, tu trebuie să fii nemulțumit de tine. Trebuie și mai performanță, trebuie și mai mult să asculți, și mai mult să asimilezi, și foarte multă muncă. Să știți că degeaba vă dă Dumnezeu har. Dacă nu vă urcați pe o scenă, tremurând așa de la emoții, și să cânți publicului, te încurci odată de 3 ori, nicio problemă, ustură și trece, n-ai făcut nimic, rutina și muncă multă, și repertoriu.
foarte mult repertoriu. Cât de frumos spuneți, doamna Mariana, așa este. Sunt cuvinte spuse din suflet și este experiența dumneavoastră de o viață. Și e un drum atât de greu și de spinos. Atâtea piedici, dar... Satisfacția este mare. Satisfacția este mare în momentul când publicul, după ce ai terminat o piesă și smulci ropote de aplauze, uiți și de, dacă te doare mijlocul, uiți și că trebuie să-i ții un onorariu, uiți de tot. E, și eu am uitat acum că trebuie să mai și cântăm. Sigur am ascultat da. Cu drag aici, ne-ați povestit din experiența dumneavoastră și doamnelor și domnilor să o reascultăm pe doamna Mariana Culdea. Și nu fac griji de nimica, și nu fac griji de nimica. Bea și tata, beau și eu, bea și bătrânelul meu, de la mic la mare om bea, cu toată familia. Bea și tata, beau și eu, bea și bătrânelul meu, de la mic la mare om bea, cu toată familia. Pe bunica, mama lui mămica, cum bea rachiu cu sticla și nu pățește nimica. Bea și tata, beau și eu, bea și bătrânelul meu, de la mic la mare om bea, cu toată familia. Bea și tata, beau și eu, bea și bătrânelul meu, de la mic la mare om bea, cu toată familia.
mai e vreme de oftat și pătimii. Și uite așa a trecut vremea și-am văzut că-am bătrânit. Am crezut că mai e vreme de oftat și pătimii. Și uite așa a trecut vremea și uite că-am împătrânit. Se duc anii unul câte unul, au, au, inima mea se duc. Și eu n-am băgat de seamă unde-i tinerețea mea. Se duc anii unul câte unul, au, au, inima mea se duc. Și eu n-am băgat de seamă unde-i tinerețea mea. Așa a trecut vremea și-am uitat să mai trăiesc. În goană după apere n-am simțit că îmbătrânesc. Și uite așa a trecut vremea și-am uitat să mai trăiesc. Se duc anii unul după unul, au, au, inima mea se duc. Și eu n-am băgat de seamă tinerețea mea. Se duc anii unul după unul, au, au, inima mea se duc. Și eu n-am băgat de seamă unde-i tinerețea mea. Se duc anii unul câte unul și eu n-am băgat de seamă unde-i tinerețea mea. Uite, din păcate e adevărat. Se duce firar să fie. Nu împărățim noi lumea. Sigur că se duc anii, important este să treci prin viață frumos, important este să lași ceva în urma ta, important este să îți spună lumea, știi, la un moment dat noi toți nu o să mai cântăm, pentru că lasă să te perceapă publicul și lumea așa cum te știu pe scenă, când făceai săli întregi, le umpleai și când oamenii te aplaudau și erai pe val, cum se spune așa în muzică. La un moment dat nu o să mai cântăm niciunul dintre noi. Este clar, este normal, e firesc. Firesc, e firesc. Și atunci, de ce să nu mergi pe stradă și să-ți spună lumea să rumână, să-și aducă aminte cu drag, să te aibă acolo în casetele lor, în CD-urile lor, în filmele lor. Domnule, ne-a cântat doamna Mariana și ce ne-am distras, și să aduc aminte de petrecerea aia, de evenimentul ăla cu drag și cu plăcere, decât să te înjure, decât să spună lucruri mai puțin frumoase. Deci omul este ceea ce face într-o viață întreagă. Eu aș vrea să vă întreb acum, pentru că aveți atâtea evenimente în spate, da, să ne spuneți și nouă, ca să ne amuzăm așa. Sigur. Un eveniment haios, o întâmplare haioasă din activitatea dumneavoastră profesională. Pentru că sunt convinsă că se mai întâmplă și experiențe de astea haioase. Ceva ce ați pățit și ne puteți spune nouă, ca să râdem și noi. Ce se putea întâmpla mai mult grav decât atât? Să-mi cadă fotele pe scenă de pe mine. Nu, avem și sub fustă. Ăsta a fost norocul. Fota din față, din greșeală, din repezeală, știi cum este, du-te pe la machiaj, fă-te nu știu ce, cu o mână te face machioza, cu alea, cu o mână te îmbraci, te pe la spate, te închei la toate zadile, la toate nasturii. Eu ce-ați făcut? N-am prins bine zadia din față, nu prea am prins-o. Știi că noi avem niște șnururi din astea și le prindem așa. Na, pac, și mi-am pus brâu repede, așa. Să intru în scenă. Nu mai spun că mi s-a prins, aveam și maramă, că se cânta cu maramă pe vremuri. Era spectacol cu 400-500 de spectatori. Asta ați pățit-o la un spectacol? Un spectacol mare la Polivalent în București s-a întâmplat. Și eu se purta pe atunci părul la creț, știi cum se făcea, gen afro.
Și cu maramă pe cap și cu floricele și cu de toate. Mamă, și mie îmi plăcea să cânt și eram fericită și eram... Și când am intrat, era maestru Ionel Budișteanu pe scenă, mi-aduc aminte, toată orchestra au încremenit, pentru că marama mi s-a prins de un cui din culise până să ajung pe scenă și mă trăgea. Au trebuit, ei au atacat piesa și au trebuit să repete din nou să facă riturnela ca să pot eu să-mi smulg marama, nu, să o las acolo, că nu mai era nimic de făcut, vă dați seama. Și când am intrat pe scenă, am mulțumit publicului și maestrului pentru că a repetat așa, am început să cânt, au înghețat toți, pentru că o jumătate din fota mea din față se bălămbânea, aluneca, era nefiresc, stătea pe mine, se ducea un colț așa în jos. Până când a căzut de tot. Și a căzut de tot. Și eu am flashc așa pe scenă, eu am rămas în sufustă, am zâmbit, publicul a început să aplaude, am cântat, bineînțeles, în continuare, și așa numai cu sufusta asta albă de dedesubt, am cântat până mi-am terminat recitalul. Foarte frumos. Doamna Mariana, cu dumneavoastră cred că ne-ar trebui vreo 2-3 ore de emisie, că da. Aveți multe de povestit. Da, sigur. Dar din păcate trebuie să ne limităm la ora pe care o avem. Sigur că da. Eu vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine. M-am simțit tare bine cu dumneavoastră. Cu toată dragostea și altă dată. Sunteți un om frumos și la suflet și ne-ați transmis niște, nu știu, mesajele sunt minunate, melodiile nu mai spun. Mulțumesc. Vă aștept cu drag și cu altă ocazie. Cu toată dragostea. Vă doresc să fiți în primul rând sănătoasă. Doamne ajută! Și să aveți parte de tot ce vă doriți. Și un an pe sufletul dumneavoastră. Doamne ajută! Eu aș vrea din anul ăsta să meargă mie bine. Îmi doresc să meargă bine. Îmi doresc tot binele din lume familiei mele. Dar dacă Dumnezeu a ști sigur că îmi dă atâta forță și atâta putere și atâta bucurie și atâta sănătate, multă, imensă, ca din asta eu să le dau înapoi colegilor mei, în primul rând, și publicului. Le doresc tuturor pe 2017, în primul rând, sănătate, în al doilea rând, putere multă de muncă ca să putem munci fraților să ne întreținem familiile și, în al treilea rând, sănătate din nou. Pentru că dacă nu avem sănătate, noi nu mai putem apărea în fața băriei sale publicul. Da, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine și de doamna Mariana Culdea. Vă doresc o săptămână minunată, ne revedem săptămâna viitoare, o seară frumoasă. Eu sunt Rodica Stoian și vă aștept în fiecare săptămână aici la Litoral TV. E pe lume un dor mare ce îl porți și nu te doare. Și îl porți cu bucurie dorul de copilărie. Toți am fost copii odată lângă mamă, lângă tată. Nu-i om să nu-și amintească de căsuța părintească. Dar așa-i lumea lăsată, să fii copil doar odată și cei 7 ani de acasă să-i porți în suflet o viață. Dar așa-i lumea lăsată, să fii copil doar odată și cei 7 ani de acasă să-i porți în suflet o viață. Tot cu bucurie pe o zi de copilărie să mai fiu la sânul mami, pe o mână să-mi număr anii.
copii odată lângă mamă, lângă tată. Nu-i om să nu-și amintească de căldura părintească. Dar așa-i lumea lăsată, să fii copil doar odată și cei 7 ani de acasă să-i porți în suflet o viață. Dar așa-i lumea lăsată, să fii copil doar odată și cei 7 ani de acasă să-i porți în suflet o viață. Făceau poftele toate. Dar așa-i lumea lăsată, să fii copil doar odată și cei 7 ani de acasă să-i porți în suflet o viață. Dar așa-i lumea lăsată, să fii copil doar odată și cei 7 ani de acasă să-i porți în suflet o viață.